रे तू सुख पे पिछवारे नीच मोर नीच नूते द्वारे तू सुख पे पिछवारे
doamna Maria Ghinea, prezentă în studioul Argeș TV pentru dumneavoastră. Doamna Maria, suntem în continuare urmăriți pe Facebook și dați-mi voie să vă citesc alte două mesaje. Doamna Doina Istrate spune așa: bine ați venit în casele noastre, doamna Maria Ghinea, vă iubim, vă prețuim și prezența dumneavoastră la Pitești este o mare bucurie. Iar doamna Florina Radu spune: un om, dar cu litere mari, puternic, cu mult talent. Și eu cred că are mare dreptate. Vă mulțumesc din tot sufletul. Are mare dreptate și doamna Florina Radu. Iată, piteștenii vă primesc așa cum trebuie, cu dragoste, cu brațele deschise, așa cum v-au primit și la spectacolele pe care le-am avut noi și ați fost prezentă de să câteva știți ori. Că sinceritatea mea este la fel atât în viața mea privată cât și în fața publicului. Vreau să vă spun un lucru. Publicul este cel mai exigent juriu pe care îl poate avea un artist. El te ridică, el te coboară și e foarte greu să te ridici dacă el ți-a dat o palmă. Așa este. Mai avem pe cineva la telefon. Alo? Alo? Da? Vreau și eu cu domnișoara Ioana Anton, da? Cu mine suntem în direct, decât că eu vă rog frumos să dați televizorul mai încet ca să ne putem înțelege. Da? Vă mulțumesc. Așa. Așa, auziți? E bine. Da, da, perfect. Perfect. Auziți, domnișoara Ioana? Ia, spuneți-mi. Mă numesc Nina Iova. Da. Care s-a mutat în Ioveni, în Pitești. Da. Și aș vrea toate melodiile care le cântă doamna Maria Ghinea, că e olteancă de-a mea din Poganu, de Olt, de lângă Drăgășani, da, în Vămanul Oltului. Să ne dedice toate melodiile, în primul rând, pentru dumneavoastră și pentru redacția lui dumneavoastră, că faceți emisiuni foarte frumoase. Una. Așa. A doua problemă. Pentru băiatul meu, Gheorghe Ionuț, și pentru nora mea, Elena Ionela Radu, din Mioveni, pentru soțul meu, Nelu Iova, din Mioveni, și cumnatul meu, Marin, din Conțești, pentru Ana Badea, pentru că eu sunt la tratament și v-am prins aici, pe emisiune. Și, da, și pentru toți care ne aude de la Mioveni și din Pitești și pe toată lumea care ne cunoaște. Cu tot dragul, doamnă, tot da, ceea ce o să cânt eu vi le voi dărui cu drag. Așa, doamna Maria, și când aveți timp, mă aduce și pe fratele lui dumneavoastră, că și el cântă foarte frumos. Este foarte, foarte... cum să vă spun eu, legat de locul unde trăiește și este foarte greu de adus, dar... A, vă cred, da, așa. Și de asta vreau să ne cântați toate cântecii, că foarte frumos cântați. Vă mulțumesc din tot sufletul, din tot sufletul vă mulțumesc. Și să știți că nu sunt din Olt, sunt din Vâlcea, sunt născută în comuna Olanu, județul Vâlcea. A, așa, Olanu, uite că și eu să... De la Dobrotea asta. Să fii sănătoasă, doamnă. Bine, doamna Nina. Ia spuneți-ne, de unde ne urmăriți? De unde ne urmăriți? Eu de la stațiune, de la voi. De unde? Din ce stațiune? De unde? Ce... De aici, de la noi, de la Brădet? Nu sunt de la Brădet. Da. La Sfântul Nicolae. Da, bine. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Sănătate multă. Și vă mai așteptăm să intrați în legătură directă cu noi. Și eu vă urmăresc cu plăcere. Și să vă întoarce sănătoasă. Mulțumim frumos. Să mă fac sănătoasă, să ne întâlnim. Da. Cu drag. Da. Cu drag. Doamna Maria vă salută, doamna Elena Condilă de la Mioveni. Spune așa: un glas dulce, o voce caldă, vă prețuiesc din inimă și vă ascult cu drag, doamna Maria Ghinea. Vă felicit și vă mulțumesc, spune mie, pentru emisiunea pe care o realizați. Vă mulțumim din doamna Elena Condilă este un om deosebit. Că deosebit. Stați în fața micilor ecrane. Înseamnă și vă iubește foarte mult. Știu de când realizam emisiunea la Mioveni. Vă mulțumesc, doamna Elena, și dumneavoastră și tuturor celor care ne lăsați mesaje, ne priviți și stați în fața micilor ecrane. Și mai avem pe cineva la telefon. Alo? Alo? Da? La telefon Ana Bârdici. Bună seara! Sărut mâna, bună Tantiana! Seara. Bine ați venit în legătură directă cu noi! Da. Vreau să vă felicit, domnișoara Ioana, pentru că ați adus-o pe doamna Maria Ghinea, o mare doamna cântecului oltenesc de la Vâlcea. Mulțumesc. Vreau să vă spun, doamna Maria, că îmi sunteți foarte dragă și vă admir pentru tenacitatea cu care ați biruit în viață greutățile și vă doresc ca Dumnezeu să vă poarte de grijă mereu, tot timpul.
Tot timpul să rămâneți un om atât de frumos la chip și la suflet și vă transmit în intermediul micului ecran toată dragostea mea. Vă mulțumesc din tot sufletul. Domnișoare Ioana, la fel. Vă iubesc pe amândouă. Și noi vă mulțumim. La fel. Da, Tantiana, și noi vă mulțumim frumos că, iată, ați ajuns acasă, ați dat drumul la televizor și v-ați gândit să intrați în legătură directă cu noi. Un lucru foarte frumos, pentru că nu toți oamenii au curaj să intre în direct. Au emoții și să la telefon, dar suntem foarte urmăriți. Până la urmă, artistul este foarte fericit dacă este privit și până la urmă îi se dau lucruri, îi se dau sfaturi și pozitive și negative, dar e important să fie privit. Ați cântat după publicitate cea de-a treia melodie din radio despre care vorbeam, Arzi-o focul dragostea. Să știți că îmi place foarte mult orchestrația și intervențiile pe care le-a făcut orchestra pe materialul dumneavoastră. Într-adevăr, orchestra radio încă se respectă. Se respectă aici, și să știți că nu au un timp atât de mare pentru a realiza aceste imprimări. Adică într-o zi repetat și într-o zi executat. Mai citim un mesaj și apoi o să cântăm. Îmi spun colegii din regie că trebuie să cântăm. Mai avem și telefon. Întâi luăm telefon. Alo? Alo, alo. Bună seara. Bună seara. Bogdana sunt. Da, 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 Bogdana. Vă mulțumesc pentru minunatele cuvinte, doamna Maria. Le-am primit cu multă, multă bucurie, dar și cu multă emoție. Într-adevăr, a fost o revedere superbă, de o încărcătură spirituală imensă. Chiar dacă afară este nor sau și frig, dumneavoastră ne aduceți de fiecare dată primăvară în corolă de minuni. Vă mulțumesc mult, sunt sigură că sunt foarte mulți care așteaptă să vă intre în direct cu dumneavoastră și la fel îi doresc și doamnei, la amândouă vă doresc multă, multă sănătate și multe împliniri și fie ca divinitatea să-ți reverse toată dragostea așa cum ne revărsați și dumneavoastră nouă. Vă iubesc amândouă și mulțumesc. Mulțumim, mulțumim din tot sufletul. Mulțumim frumos. Doamna Maria, cântăm. Cu drag. Cântăm alte două melodii, iar apoi o să mai citim mesaje, pentru că aveți mesaje chiar și de la Oradea, văd. Păcat că omul nu vede și fratele la frate ține. Iată această melodie, Fratele la frate ține, să fie pentru toți aceia dintre dumneavoastră care aveți frați sau surori. Maria Ghinea. Când vin să deschid poarta,
părintească. Părinții să mă primească. De-aș fi avut și înainte minte de acum de părinte. Știam de ei să ascult mai și să-i prețuiesc mai mult frăția rămâne lege. Așa sunt.